Hamza Didina a fost de dimineață la piață cu nepotul. În drum spre apartament, s-a oprit în parc pentru ca cel mic să se joace și se pregăteau pentru a merge înapoi acasă. Când au ajuns în dreptul blocului în care locuiesc, însă nu mică le-a fost mirarea să vadă un șarpe mai mare de un metru. Reptila, iritată probabil de prezența oamenilor, s-a pregătit să atace, însă în ultimul moment s-a retras în iarba din grădina blocului. El când ne-a auzit gălăgii, practic s-a ridicat cu capul să ne atace, dar a văzut că noi nu-i facem nimic, a intrat aici în boscheții ăștia. Da, astăzi l-am văzut de-a binelea, încă se ridica să ne atace. Avea? Ce culoare avea? Culoarea pământului, așa. Și dar când a ridicat capul ca să ne vadă, era așa alb așa la barbă, ca la cobră. La câteva minute de la apel, un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a sosit la fața locului pentru a căuta șarpele. Echipajul de pompieri a scotocit câteva zeci de minute grădinile și toate cotloanele blocului, însă fără rezultat. Cu toate acestea, lucrătorii de la ISU mențin încă starea de alertă în zonă și spun că locuitorii trebuie să fie precauți dacă reptila apare din nou și să sune la numărul de urgență 112. Te-am deplasat cu un echipaj în zonă, am cercetat toată zona, inclusiv subsolul imobilului unde se putea ascunde, nu am găsit nimic. Dar în continuare rugăm cetățenii din acea zonă să evite să circule pe acolo și dacă îl mai observă să ne anunțe. Oamenii sunt îngroziți deoarece scenariul se poate repeta oricând până va fi capturată creatura.